Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. A trecut pericolul? Cred că asta este întrebarea pe care o are toată lumea. Din punctul meu de vedere, cu toată sinceritatea, vă spun că pericolul nu cred că a trecut. În primul rând, până nu se calmează apele legate de potențialul război între Israel și Iran și cine va mai fi acolo, dacă, Doamne ferește, se întâmplă, nu putem spune că piețele s-au calmat. Un lucru foarte bun este că, în clipa de față, Bitcoinul a reușit să recâștige 50 moving average-ul, valoarea medie a prețului pe 50 de zile. Căzusem sub această valoare, care este undeva la $65.000. Am putea spune că în clipa de față Bitcoin formează o a treia zonă de suport, un al treilea bottom. În teorie nu este un lucru rău că se întâmplă treaba asta. Ce cred că ar putea să se întâmple în următoarea perioadă? Putem vedea o retestare către zona de 68.000, dar un eveniment extrem de important are loc chiar săptămâna aceasta, și anume halving-ul. Da? Momentul în care, în loc de 900 de bitcoin, că doar atât se produc în fiecare zi, se vor produce doar 450 de bitcoin. Asta înseamnă că ne apropiem cu rapiditate de acel potențial supply shock. Adică momentul în care, din exchange-uri, BlackRock și alți jucători, și alți investitori cumpără cu 10 mâini, da? La un moment dat s-ar putea să ne trezim că mare parte din exchange-uri nu mai au Bitcoin. Cei care ați văzut știrile de aseară, v-am arătat pe Binance cum funcționează lucrurile, iar order book-ul, ce să zic, dacă venea cineva cu $100 de milioane, good luck, nu avea ce să cumpere. Asta este o realitate, da? Care se întâmplă și atunci putem să ne întrebăm, bun, dar dacă cererea e atât de mare, de ce tot cade prețul? Pentru că, na, market maker, manipulare cu acei puțini bitcoin existenți, se fac cărțile. Dacă ar fi să nu avem acest risc din Orientul Mijlociu, dacă ar fi să ne raportăm la grafice, dacă ar trebui să ne raportăm la cerere și ofertă, dacă ar trebui să ne raportăm la percepția investitorilor și a pieței, din punctul meu de vedere, deznodământul ar trebui să fie unul simplu de văzut, și anume, piața ar trebui să-și continue bull market-ul. Dar v-am spus și vă repet că vom avea o vară foarte interesantă din mai multe puncte de vedere. În clipa în care voi avea permisiunea să vorbesc, să ofer informații, o voi face. Până atunci vă reamintesc, vom avea o vară interesantă. Asta pot spune. Ce se poate întâmpla ca și scenariu negativ pentru care ar trebui să fiți pregătiți mental este ca Bitcoin-ul să își continue corecția, să cadă sub zonele de suport pe care le-am ținut până acum, ca $61.000, să cadă sub $60.000, da? Și să se ducă către zone potențiale cum ar fi $55.000. Dar asta este un scenariu bearish în care piața cripto ar sângera, în ghilimele, și mai mult, adică alturile ar fi impactate serios. Deși multe proiecte au fost lovite cu 60-70%, încă mai este loc de mers în jos. Asta este scenariul bearish. Nu este un scenariu 100% posibil, dar nici nu este un scenariu care poate fi ignorat. Da? Dacă lucrurile se calmează în Orientul Mijlociu, scenariul celălalt pe care mi-l doresc și vi-l doresc și vouă este să avem un potențial euforia pump. Adică ne apropiem de halving, vin veștile bune, au bătut aia palma, nu se mai bat, nu știu ce, whatever, și Bitcoin-ul și începe asaltul spre fostul all-time high, spre 75.000, piața zburdă în euforie, mare parte din altcoin-uri își refac valorile, adică recuperează ce au pierdut acum în această corecție masivă, unde, vă repet, au fost proiecte care s-au comportat ca într-un bear market autentic, adică am avut căderi de peste 60% la proiecte de calitate. La meme coin-uri și alte prostii, acolo lucrurile sunt evidente. Alea sunt făcute doar să manipuleze piața, să facă niște bani. Având acest dacă major cu războiul din zonă, da, este foarte greu să anticipezi ce ar putea să se întâmple. Și atunci, ce poți face este să te pregătești mental. Dacă ești în poziții, de exemplu, pe altcoin-uri și ai minus, da? Dacă minusul este considerabil, atunci nu mai ai ce să faci, va trebui să aștepți. Da? Și să nu îți încarci mintea cu gânduri toxice și că vine sfârșitul lumii și nu știu ce. Vă reamintesc că acest bull market este al treilea pentru România, al treilea conștientizat. Da? Au mai fost bull market-uri și înainte de 2017, dar acesta este al treilea în care oamenii au început să știe despre ce este vorba, ce e Bitcoin, ce sunt altcoin-urile și așa mai departe. Da? Vă reamintesc că în 2021 am avut un mini bear market în plin bull market. Da? Când toată lumea la fel s-a paranoizat, vine sfârșitul lumii, Doamne, ce se întâmplă, nu știu ce. Da? Lucrurile astea s-au întâmplat, adică nu sunt ceva nou pe planeta Pământ. O, să zic, situație clară vis-a-vis de Iran și de Israel poate dura luni de zile, până se hotărăsc. Da? Din ce am înțeles, e posibil să vedem o acțiune a Israelului în următoarele 24 de ore. Repet, sper să nu fie cazul. Pe lângă Israel și Iran, mai avem încă un jucător mult mai important și anume S&P-ul, stock market-ul. Da? Contează foarte mult ce face S&P-ul, bursa, da? Top 500 de companii. Dacă acolo vedem o continuare a corecției, la fel, Bitcoinul va fi impactat, piața cripto va fi impactată, din păcate, da? Cei care sunteți în comunitatea Premium, imediat urmează episod de analiză detaliată, unde facem o, să zicem, acordăm o atenție sporită lui S&P 500 și dolarului. În rest, dragilor, sfatul meu este, nu vă panicați, nimic nu este forever, nicio cădere nu ține o eternitate. Am avut 3 bear market-uri, suntem ok, totul va fi bine, trebuie doar să avem răbdare și încredere. Eu sunt Mihai Daniel, mă găsiți pe site-ul mihaidaniel.ro, acolo găsiți cursul de tranzacționare de 4 ore pe care vi-l recomand dacă sunteți la început de drum. De asemenea, dacă aveți nevoie de consultanță cu mine, deși acum intru în săptămâna evenimentului de aici din Dubai, puteți programa o sesiune pe Google Meet sau pe Zoom cu mine, o oră în care discutăm despre toate problemele care vă frământă. Vă doresc o săptămână fabuloasă, plină de realizări, multă sănătate, hidratați-vă, poftă bună la cafea, poftă bună la micul dejun, să ne auzim cu bine diseară la știri, pe Twitter, pe TikTok, pe YouTube, pe Shorts, pe toate cele. O zi frumoasă!